În acest an, Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani aniversează 100 de ani de la prima reprezentație. Clădirea teatrului, simbol al culturii locale, este însă într-o stare avansată de degradare. Ultimele reparații semnificative au fost făcute acum mai bine de jumătate de secol. De atunci, varul s-a dus de pe pereți, sistemul de apă și canalizare, dar și cel electric lasă de dorit, iar infiltrațiile de la subsolul clădirii și cele din acoperiș creează o imagine dezolantă. Clădirea pur și simplu risca să devină inutilizabilă. S-au colmatat o seamă din instalațiile importante, cele sanitare, de apă. Instalația electrică este subdimensionată față de nevoi. Confortul în sală nu mai corespunde cu cel de mileniu 3. Scenotehnica, de asemenea, niciana nu mai este pe măsura așteptărilor publicului. Locuitorii orașului și-ar dori ca teatrul să-și recapete strălucirea de altă dată. Cred că n-a fost de vreo 20 de ani de făcut sau mai bine, mai bine. Păcat că e o instituție frumoasă de cultură și o arhitectură deosebită. E păcat. Ar avea nevoie de reparații? E, sigur că da. Ar fi nevoie? Da. Și ne pare rău că asta este ceva important, frumos, mândru pentru noi. Primăria municipiului Botoșani a obținut anul trecut un proiect cu finanțare europeană în valoare de 5 milioane de euro pentru reabilitarea clădirii Teatrului Mihai Eminescu. Încă suntem într-o etapă în care serviciile specializate ale primăriei trebuie să ajungă la desemnarea firmei care va executa aceste lucrări. Fiind vorba de bani europeni, sunt proceduri care trebuie să se deruleze în termene foarte riguroase, în termeni foarte preciși, și n-ar putea nimeni, cred, spune din municipiul Botoșani la ora actuală o dată anume. Pe perioada reabilitării, spectacolele de teatru vor avea loc în incinta Casei de Cultură a Tineretului. Clădirea Teatrului Mihai Eminescu a fost inaugurată oficial în seara zilei de 21 decembrie 1914 cu piesa Lorica Noastră a Naționalului Bucureștean. Clădirea a fost parțial distrusă în urma bombardamentului din 8 aprilie 1944 și refăcută în 1958.